Bună seara și bine v-am găsit la Punctul Critic. Eu sunt Bogdan Muzgot și așa cum v-am obișnuit deja în fiecare seară de luni până joi de la ora 18, ne vedem aici abordând subiecte cât se poate de interesante, fenomene care au ajuns într-un punct critic. Nu uitați că ne vedem și în reluare, tot de luni până joi, de la miezul nopții, dar și pe TVR Internațional, de marți până vineri, de la ora 15:30, ora României. Conturile de social media ale TVR1 vor fi afișate pe ecran pe parcursul emisiunii și vă încurajez să le folosiți pentru a ne transmite mesajele dumneavoastră. În această seară abordăm o temă destul de delicată și trebuie să rămâneți alături de noi, pentru că acest fenomen afectează astăzi, aș zice eu, dacă nu mă hazardez, sute de mii de oameni, poate chiar milioane. Dreptul la avort. Ne întoarcem în timp? Avortul nu este un subiect confortabil de discuție. Însă este un subiect care a ajuns într-un punct critic. Iar în România acest lucru se întâmplă de mult. Da? Nu e prima dată când discutăm despre asta. Din 1966, anul adoptării infamului decret 770, și până pe 27 decembrie 1989, avortul a fost aproape complet interzis. Mii de femei și zeci de mii de femei din România au apelat în acea perioadă întunecată la avorturi ilegale cu mijloace improvizate care le puneau viețile în pericol. Și să vedeți ce a rezultat. Rata mortalității materne s-a dublat brusc, 86% dintre decese fiind urmarea avorturilor clandestine. Această medie era de 10 ori mai mare decât cea europeană la momentul respectiv. Oficial, aproape 10.000 de femei au murit din astfel de cauze. Estimările ulterioare, însă, citează o cifră dublă, circa 20.000 de femei. Astăzi lucrurile sunt din nou într-un fel de impas. Avortul este legal în România, însă, conform Institutului Național de Statistică, în spitalele publice din 13 județe ale țării nu s-a făcut niciun avort la cerere în tot anul 2022 și nici în prima jumătate a anului 2023 nu s-a întâmplat nimic. A devenit complicat de găsit chiar și o clinică privată unde o femeie să poată face avort la cerere, iar costurile, să știți că în astfel de cazuri, pot depăși 4.000 de lei, în funcție de locul și județul în care te afli. O parte a societății promovează mesaje anti-avort, vorbind despre lupta pentru viață. O altă parte militează în continuare pentru drepturile fundamentale ale femeii, pentru dreptul de a alege ce să faci cu viața ta. Pentru cele mai multe dintre femei, o astfel de decizie este dificilă și lasă urme adânci în suflet și în minte. Trăim însă într-o țară în care, pe de-o parte, 4 milioane de oameni trăiesc în sărăcie, conform aceluiași Institut Național de Statistică, iar violența împotriva femeilor este constant un subiect de primă pagină. Într-o țară în care declinul demografic este evident, mesajele populiste par periculos de atrăgătoare pentru unii, iar educația sexuală în școli este aproape inexistentă. Cum găsim echilibrul? Ce cred femeile atunci când îndrăznesc să vorbească despre acest subiect? De ce există încă, în România anului 2024, femei care își provoacă avortul în condiții nesigure și ajung apoi la spital sau nu mai ajung deloc? Care este poziția autorităților? Care este situația în alte țări europene, spre care privim cu admirație de multe ori? Cum am ajuns din nou în acest punct critic? Căutăm răspunsuri la aceste întrebări complexe în ediția de astăzi, intitulată Dreptul la avort. Ne întoarcem în timp? Invitații mei de astăzi sunt prin telefon doamna dr. Liana Pleș, Catedra Obstetrică Ginecologie, Universitatea de Medicină Carol Davila, București. Bună seara, vă mulțumesc că sunteți cu noi. Bună seara, vă mulțumesc pentru invitație. În platou alături de mine este doamna Irina Mateescu, moașă licențiată, vicepreședinte al Asociației Moașelor Independente din România. Bună seara! Bună seara! Mi se alătură discuții și Andrada Cilibiu, coordonatoare de comunicare la Centrul Filia și expertă în drepturi sexuale și reproductive. Bună seara, bine ați venit! Bună seara! În această seară voi pune întrebările corecte alături de colega mea, Ilinca Nazarie, jurnalist la Știrile TVR. Bună seara, Ilinca, mulțumesc! Bună seara! Vreau să vă invit să urmărim în continuare
un material de la care vom porni această discuție. Avortul la cerere este un drept salvator de vieți, câștigat imediat după Revoluția din 1989. În România, întreruperea sarcinii la cererea femeii este o procedură legală până la 14 săptămâni prin articolul 201 din Codul Penal. Avortul la cerere este considerat o procedură neesențială din perspectiva protocolului medical. Câteva asociații s-au reunit să analizeze și să vorbească despre o problemă extrem de delicată și de complexă. Avortul la cerere legal în România este greu accesibil. Astăzi, în 2024, vedem împreună clipul realizat de Asociația Moșelor Independente pentru campania lor de conștientizare a acestei probleme. Atenție! Urmează imagini cu un puternic impact emoțional. Unde ești acum? Stau pe hol, că mi-au zis să mai stau puțin să vadă ei că sunt bine. Păi și nu puteau să te țină într-un salon? Nu, că toate paturile sunt ocupate. Aici sunt oameni cu probleme mai mari ca a mea. Nu mai zici așa. Stai puțin în telefon, că vine doamna doctor. Bine. Cum te simți? Mă doare foarte tare. Nu ați putea să-mi dați ceva de durere sau să-mi faceți o injecție? Noi stăm foarte prost cu medicamentele aici. E normal să te doară. Zici că te doare, dar astea ca tine veniți toată ziua la chiuretaje. Dacă vă durea, nu mai... Dar chiar mă doare, adică nu mă prefac. Hai că e prima dată, iau un antiinflamator. Da, a fost totul ok? Totul a mers bine, da. E normal să simți o durere, cam ca la o menstruație mai dureroasă. Roagă pe cineva să vină să te ia. Ia un antiinflamator nu mai mult de 2-3 pe zi. Și dacă faci febră sau ceva, vii la spital, da? Da, mulțumesc mult. Vino, te rog să mă iei, că simt că nu mai rezist. Și a adus și ceva de durere dacă ai, că mor aici. Păi ți-a trecut anestezia? Care anestezie? Că mi-a făcut pe viu. Am simțit tot, fiecare mișcare până în stomac. La un moment dat am rugat-o să se oprească, că nu mai puteam să respir și mi-a zis că nu are timp să stea după mine. Nu puteam nici să plâng, că n-aveam voie să mă mișc și am leșinat. Nu se poate așa ceva. Ba, uite că se poate, altfel nu-mi făcea avort. Cum adică? Așa mi-a zis, adică de banii pe care i-am avut nu a putut să-mi facă și anestezie. Păi și nu puteam să mai așteptăm să mai strângem bani. Cum să mai aștept dacă mai aveam 2 zile și treceam de 12 săptămâni? Dar nu se face normal până la 14? Așa scrie în lege, că am căutat, dar doamna doctor nu face decât până la 12 și doar dacă are timp. Și oricum intram în post și sigur nu mai făcea. Da, nu știu ce să zic. Normal era să nu te chinui. Da, normal era să îmi fac anestezie, normal era să îmi dea ceva de durere după, normal erau multe lucruri. Bine că am găsit-o și așa. Dar nu știu dacă am ceva de durere prin casă. Și nu poți să mergi la farmacie? N-am bancă, au plecat ai mei fără să-mi lase nimic. Dar lasă că văd eu cum fac. Cât de tare te doare? Știi când îți vine și te doare de vomiți? Da. E mai rău. Suntem la punctul critic și discutăm, iată, despre avort, dreptul la avort. Ne întoarcem în timp. Am văzut acest material. Sigur, probabil că sunt telespectatori care ne urmăresc și care știu sau poate au trecut printr-o astfel de experiență traumatizantă. Întrerupere de sarcină fără anestezie. Există așa ceva în 2024, doamna Matescu? Din nefericire, avem cazuri care ne solicită sprijinul, tocmai pentru că de suma pe care o au, nu își permit să plătească și anestezia sau sunt unele dintre unitățile medicale care nu oferă o anestezie corespunzătoare acestei intervenții atunci când ea se face pe cale chirurgicală. Dacă vorbim despre avortul medicamentos, acolo nu avem nevoie de nicio metodă de anestezie, dar vorbind de un avort pe cale chirurgicală, sunt beneficiare care ne-au spus că au trecut în trecut prin această procedură fără metode corespunzătoare de anestezie în zilele noastre. Noi, bineînțeles, ajutând beneficiarele noastre, nu le referim către astfel de opțiuni, ci le căutăm cea mai sigură cale, care, bineînțeles, include și anestezie pentru a avea un serviciu bun.
Da, ce ați descoperit în cercetarea pe care ați făcut-o la, referitor la acest, la acest fenomen? Cât de gravă e situația? Ne întoarcem în timp? E la fel de grav ca înainte de 1989? Noi sperăm să nu ne întoarcem în timp și să realizăm că suntem într-un loc în care trebuie să concluzionăm împreună încotro ne ducem. Dacă dorim să asigurăm accesul și dreptul femeilor la servicii de întrerupere de sarcină la cerere în România, sau statul român dorește să se întoarcă în timp sau să treacă de partea politicilor din US, pe care le cunoaștem și care au o influență și în țara noastră, sau altor țări care sunt în Europa și sunt într-un declin privind drepturile omului. Dar pare că e un război, doamna Cilibiu, pare că e un război între ideile astea populiste și libertatea femeii de a alege ce să facă cu viața ei. Cine câștigă din meciul ăsta, cel puțin în acest moment? E vorba într-adevăr și de un conflict care are o bază ideologică și ce se întâmplă în România nu se întâmplă doar în România. În multe state din estul și centrul Europei găsim situații asemănătoare. Medici care refuză să facă întreruperi de sarcină, politicieni care încearcă să interzică avortul prin... Se cațără pe acest subiect... Exact, exact. Mai ales după exemplul negativ pe care l-a setat SUA anul trecut, când avortul nu a mai fost accesibil în toate cele 50 de state, ci acum fiecare stat alege care este limita de săptămâni și, de fapt, dacă oferă sau nu acces la avort femeilor din locurile respective. După un an mai târziu, vedem și consecințele acestui lucru după ce s-a întâmplat în SUA. Foarte multe femei ajung să trebuiască să traverseze sute de kilometri ca să ajungă la o clinică unde să facă avort în siguranță. Foarte multe supraviețuitoare ale violului ajung să nască, cu toate că se confruntă cu sarcini nedorite. A crescut numărul sarcinilor duse la bun sfârșit în urma violului și agresiunii sexuale. Și culmea, de multe ori vorbim de mame minore, ceea ce este... Exact, avem și situația adolescentelor care se confruntă cu sarcini nedorite. Vedem totuși un contraexemplu pozitiv setat de Uniunea Europeană și mai ales de Franța, care a reușit luna aceasta să introducă dreptul la avort în Constituție, ceea ce a fost o mare victorie pentru femeile și fetele din Franța și un moment foarte important pe care ar trebui să-l luăm ca sistem de referință și ca model. La nivelul Uniunii Europene, din păcate, nu au reușit să seteze un cadru european prin care să se facă această procedură și să reușească cumva să oblige statele să aibă niște proceduri și reguli clare prin care să ofere avort în condiții de siguranță. Avem două state care au interzis complet avortul, Polonia și Malta. Despre Polonia vorbim puțin mai des decât despre Malta, dar în Malta, de exemplu, situația este poate cu atât mai gravă pentru femeia care vrea să facă o întrerupere de sarcină, pentru că și ea poate să treacă prin tot felul de consecințe juridice. În Polonia, doar persoanele care ajută femeia să facă avort, după aia pot veni în fața instanței și să primească tot felul de pedepse. Și avem exemple de curând, când o activistă care a ajutat o femeie din Polonia cu medicamente abortive să facă avort, a primit ulterior, din păcate, a fost condamnată de instanță din această cauză. Haideți să ne întoarcem în România și să discutăm cu doamna doctor Liana Pleș, care este alături de noi și mulțumim, și am încercat așa să introducem o situație la zi referitoare la acest subiect, dar întrebarea cu care încep discuția cu dumneavoastră este: de ce refuză medicii din spitalele de stat întreruperea sarcinii la cerere? Nu știu dacă este o situație generală sau dacă este o situație particulară. În general, până în momentul de față, întreruperea de sarcină este o procedură la cerere, cum spuneți, este o procedură electivă. Fiind o procedură la cerere, medicii au libertatea să refuze proceduri la cerere. Nu sunt obligați să o facă decât atunci când aceasta constituie urgență și pune în pericol viața mamei. Sau, de exemplu, după un avort care este în curs sau după o sarcină oprită în evoluție, atunci când este cazul. Pe de altă parte, este o presiune foarte mare din partea societății asupra medicilor care au probleme legate de eventuale complicații
după avortul la cerere. Și de foarte multe ori asigurările de malpraxis nu acoperă astfel de complicații. Sunt unele situații în care în mod explicit se prevede că sunt exceptate de la plata asigurărilor, despăgubirilor pentru malpraxis, o serie de proceduri la cerere, între care și avortul. Dar pe de altă parte, cu certitudine... Scuzați că vă întrerup. Până la momentul asigurărilor și a decontărilor de către stat, spuneți-mi, vă rog frumos, cât de des v-ați confruntat dumneavoastră cu paciente care au venit să vă ceară ajutorul pentru o întrerupere de sarcină? La mine personal, având în vedere poziția mea profesională, nu am o astfel de adresabilitate. Eu sunt profesor universitar și șef de clinică. În trecut, da, exista această adresabilitate, dar avem adresabilitate pentru avortul medicamentos, care este oferit practic de toată lumea. Eu nu știu coleg care să refuze efectuarea unui avort medicamentos. Este într-adevăr o problemă mai dificilă legată de avortul instrumental, dar avortul medicamentos este disponibil și nu se face numai în spitale. Prescrierea avortului medicamentos se poate face practic în orice cabinet de obstetrică ginecologie, inclusiv în cabinete care lucrează în contract cu casa. Și eu zic că până la asigurarea tuturor procedurilor de avort chirurgical acoperite de casă, poate că ar trebui să începem cu rambursarea costurilor sau compensarea totală a medicației pentru avort medicamentos. Este și o diferență foarte importantă de bani. O cură de tratament pentru avort medicamentos costă în jur de 150 de lei, în timp ce, de exemplu, la noi în maternitate, efectuarea avortului la cerere costă 300 de lei. Nu zic că este mai avantajos pentru toată lumea și cu mai puține riscuri, de asemenea, pentru toată lumea. Spuneți-mi totuși, dumneavoastră susțineți că colegii dumneavoastră recomandă avortul medicamentos. Iată, vedem că această cercetare făcută de Asociația Moașelor Independente arată un refuz destul de des din partea medicilor de obstetrică și ginecologie. De ce refuză medicii această procedură? Nu vă supărați, dar eu nu știu care este metodologia de lucru și pe ce s-a bazat. Poate că au fost numai niște interogări telefonice. Nu cred că toți medicii din unitățile respective au fost întrebați dacă oferă. Vreau să vă spun că noi avem ghid național de avort medicamentos, care permite în limitele legii și uneori pentru anumite situații chiar peste limita de 14 săptămâni acest avort medicamentos. Așa că, fără să pun la îndoială buna credință a celor care au făcut studiul, totuși mă îndoiesc că colegii mei refuză avortul la cerere. Care ar fi motivele? Vorbim și despre clauza de conștiință, despre regulamente interne. Dumneavoastră vorbiți despre acel ghid la nivel național. Și vă rog dacă puteți să ne explicați care sunt avantajele avortului medicamentos. În primul rând, avortul medicamentos este mai puțin traumatizant atât pentru mamă, cât și dacă stăm să ne gândim la produsul de concepție, atunci când punem problema, nu, a noii ființe, așa cum se discută acum în alte țări. Știți foarte bine că există o legislație mai nouă în Oklahoma care prevede că feții sunt ființe încă din momentul concepției. Da? Se duc lucrurile la extrem. Deci, un avort este mai șocant, dacă ne gândim din acest punct de vedere, dacă se face chirurgical, decât dacă simulează, practic, un avort spontan. Este, după cum vă spuneam, și mai ieftin. Femeia are control asupra acestei proceduri. Rata de complicații este mult mai mică.
atât pe termen scurt, cât și pe termen lung. Nu necesită spitalizare, nu necesită anestezie, deci sunt foarte multe avantaje. Vreau să vă întreb dacă nu cumva medicii se tem și pentru faptul că sunt expuși, referitor la asigurările de malpraxis, care nu acoperă prejudiciile în lipsa unei aparaturi adecvate sau în caz de infecții nosocomiale. E adevărat? Există și astfel de temeri? Există și astfel de temeri și există și problema legată de, să zicem, disponibilitatea, nu neapărat a medicilor, auzeam a medicilor ginecologi, dar auzeam discuția despre anestezie. Problema legată de anestezia pe care noi ar trebui să o administrăm la cerere pentru avortul la cerere este una foarte spinoasă și este spinoasă pentru că dacă se face un avort într-o instituție medicală, există un număr restrâns de anesteziști care de regulă sunt ocupați cu procedurile, să zicem, mai presante din spital, cu nașteri, cu operații, cu diverse alte proceduri. Și este foarte dificil să detașezi să te lipsești de un anestezist pe care să-l detașezi în permanență pentru a fi disponibil acolo unde se fac avorturile. Aș vrea să reiau un pic discuția legată de asigurători, dacă îmi permiteți, pentru că noi am contactat toate companiile de asigurări care oferă asigurări medicale și am găsit la una singură, într-adevăr, exceptarea pentru avortul la cerere privind daunele morale, dar nu daunele pentru complicații fizice. Deci, într-adevăr, asta a fost o problemă și din ce am constatat noi în dialog cu asiguratorii și am contactat din nou toate companiile, dar ea nu mai este validă, decât excepția asta de la un singur asigurator și bineînțeles că poate fi ales altul, privind daunele morale care nu sunt acoperite de către acea companie. Restul companiilor acoperă și daune morale și daune în urma unor complicații fizice pentru fiecare pacient, pentru fiecare furnizor de servicii care oferă acest serviciu. Astea sunt datele noastre pe care le avem de anul trecut din partea asiguratorilor. Mă scuzați, nu știu cu cine vorbesc pentru că eu sunt la telefon. Irina Mateescu. Aș vrea să vă spun, doamna Mateescu, că aceste afirmații sunt la nivel oficial. Pentru că, în fapt, lucrurile stau cam altfel. Atunci când încep discuțiile de malpraxis, se găsesc tot felul de, să zicem, clauze trecute așa cu litere mici, care, până la urmă, te trasează în afara regulamentelor. Sunt foarte multe, chiar dacă nu sunt exceptate în mod direct, deși vă spun că sunt. Avem destui asiguratori care refuză să plătească pentru așa ceva, dar găsesc tot felul de probleme și vă spun din perspectiva cuiva care vede reclamații legate de toate procedurile sau de toate actele medicale la Colegiul Medicilor. Aș vrea să revin și eu puțin la conversațiile despre obstacole, pentru că din discursul prezentat de doamna doctor pare că orice femeie care se duce la orice spital din România poate să aibă parte de medicamente abortive la un preț accesibil. Doctor, ca să știți, discutați în acest moment cu Andrada Cilibiu de la Filia. Și noi la Centrul Filia, încă din 2019, cercetăm accesul la avort în România. Metodologia noastră de cercetare din 2022 a implicat să întrebăm spitalele prin legea 544 din 2001, adică să primim răspunsurile lor oficiale, da? Din partea managementului, șefului de secție și așa mai departe. Am aflat atunci că foarte, foarte multe spitale nu oferă avort medicamentos. Din cele 171 de spitale contactate, doar 9 ne-au transmis prin răspunsul lor oficial că folosesc medicamente abortive. Majoritatea spitalelor care folosesc medicamente abortive nu folosesc medicamente abortive până la limita de săptămâni specificată în ghid. Și asta este o problemă foarte mare. De exemplu, Spitalul Universitar din București, unul dintre cele mai mari spitale pe care le avem în țară, ne-a transmis că medicamentele abortive se folosesc la Spitalul Universitar până la 6 săptămâni de sarcină. Asta este un obstacol major pentru multe dintre femei. Deci ghidul pe care îl avem în vigoare, care este foarte bun și bazat pe reglementările internaționale, din păcate nu este obligatoriu și nu este respectată realitatea la spitale.
realitatea din practică, de fapt despre asta e discuția, pentru că în România nu avem legislație care să interzică sau să îngrădească avortul, dar problema este ce se întâmplă în practică, pentru că legislația lasă tot felul de portițe. Și aș vrea să întreb pe doamna doctor, de exemplu, care este situația cu medicii care refuză să facă întreruperi de sarcină în spital, dar le cheamă pe femei la cabinetul privat și le fac acolo medicament, avor medicamentos sau avor chirurgical în schimbul unei sume mai mari de bani, o situație în care femeia este privită strict ca o formă de profit. Nu pot să vă răspund pentru că nu este ceva ce am la cunoștință. Nu am cunoștință de astfel de practici. Mai mult decât atât vă pot spune că avortul medicamentos, de aceea vă spuneam că ar fi benefic ca aceste medicamente să fie compensate. Ele nu sunt disponibile în unitățile sanitare și nu sunt disponibile pentru că refuză medicii să le achiziționeze, pur și simplu pentru că este o lipsă de interes. La stat sau la privat, pacientele sunt instruite, sunt informate și primesc rețete pentru acest tip de avort. Fac parte din Comisia de Disciplină de la Colegiul Medicilor București. Până în momentul de față, nu am văzut niciun fel de reclamație că nu li s-a acordat avort la cerere pacientă. Doi, nu am văzut niciun fel de caz cu avort delictual sau, cum spuneți dumneavoastră, în condiții de Dar pregare. Poate Colegiul Medicilor să sancționeze o astfel de situație în care se refuză... Depinde dacă situația respectivă, medicul în principiu are dreptul să refuze actul medical din diverse motive. Aș vrea să menționez un lucru. Eu nu am văzut și la noi nu s-a internat în ultimii, să zic, 10 ani, niciun fel de caz de avort delictual. În ultimii 5 ani s-a vorbit inclusiv în presă cel puțin despre două situații foarte grave. Una la Ploiești, când o femeie a murit în timpul unui avort la cerere. Medicul profesează în continuare. A apărut chiar în presă. Era avort la cerere, înțeleg. Mă scuzați, da. Era avort la cerere. Și nu? Situația deci nu era femeii delictual. Care a murit pentru că nu a primit la timp un avort terapeutic, care s-a întâmplat acum câteva luni. Stați un pic, vă referiți la... Da, scuzați-mă, acolo situația este, deci, să nu ducem lucrurile într-o zonă care nu este foarte bine stăpânită. Deci nu era vorba de un avort. Femeia aceea nu a murit pentru că nu i s-a făcut un avort terapeutic. Dacă vreți să știți, și în sarcinile oprite în evoluție, există și de primă intenție este avortul medicamentos, care oricum nu are loc imediat. Deci, conform protocolului și în cazul unei sarcini oprite în evoluție, nu se trece imediat la avortul chirurgical sau evacuarea, mai bine zis, că nu mai este un avort, este o evacuare a unui produs de concepție reținut, decât în anumite situații care presupun o urgență. Așa că să nu facem confuzii între avortul la cerere și avortul delictual, cum spuneți dumneavoastră, în condiții de nesiguranță. Revenim în câteva minute din pauza de publicitate. Stați cu noi! Punctul critic, discutăm despre dreptul la avort. Ne întoarcem în timp, este întrebarea serii. Suntem alături de doamna doctor Liana Pleș, în continuare alături de noi. Vreau să vă întreb dacă au pătruns și aceste opreliști religioase sau legate de conștiință și în lumea medicală atât de profund încât să reprezinte un impediment în efectuarea avorturilor la cerere. Obiecția bazată pe conștiință este valabilă în toată lumea, nu numai în România, și la noi există această posibilitate, atâta vreme cât nu afectează și nu pune în pericol, cum spuneam, viața unei paciente. Deci niciun medic nu o să obiecteze pe baza vreunei convingeri religioase să efectueze un avort care este necesar. În ceea ce privește avortul la cerere, personal nu pot să mă exprim cu privire la
impactul pe care convingerile religioase îl au. Până la urmă, atâta vreme cât avem libertatea la religie, nu putem să facem nici aici discriminări și presiuni. Avem și medici care sunt musulmani și fac avorturi, avem și medici care sunt creștini de diverse confesiuni și fac avorturi și cum avem și medici care sunt din aceleași categorii care refuză să facă avorturile. Dar în codul deontologic al Colegiului Medicilor, unul din articole spune și că pacienta, dacă îi se refuză accesul la această procedură, ar trebui să fie referită către alt medic care ar putea să o ajute în acest sens. Dar în practică acest lucru nu se întâmplă. Din nou, din datele colectate, peste 90% dintre spitalele publice sau clinicile private care refuză furnizarea avortului la cerere, deci cei care refuză complet și sunt date verificate cu secțiile de OG din aceste spitale, ne-au explicat că nu referă în altă parte, din diferite motive, pentru că încearcă să convingă femeia să păstreze copilul, pentru că referă către centre religioase care să-i ofere sprijin, centre așa zise de criză de sarcină, pentru că nu au medici și nu cunosc niciun medic care să furnizeze acest serviciu, pentru că pot să aibă exceptarea asta pe motiv moral sau de care de religios, pe clauza de conștiință. Și 5% din restul, deci 5%, au spus că referă în locuri care nu furnizează, conform cercetării noastre. Deci rămân doar foarte puțini care referă, 5% din totalul clinicilor care sunt aproape de 1000. Vreau să profit de acest moment să introduc în discuție, că tot ajungem în zona asta de legalitate, tot ce facem. Vreau să intre alături de noi și doamna conferințian universitar, doctor avocat Lavinia Tec, profesor la Facultatea de Drept, Universitatea de Vest din Timișoara. Bună seara, bine ați venit alături de noi! Bună seara, vă salut pe toți din Timișoara! Discutam despre piedici, nu? În calea avortului la cerere. Legea ce spune astăzi? Contextul discuției dumneavoastră este acesta, o ciocnire între dreptul femeii la întreruperea sarcinii în condițiile legii și, am putea să spunem, obiecția de conștiință recunoscută medicilor. Așadar, avem pe de-o parte dreptul la avort, așa cum este el consacrat în legislația privind drepturile pacienților, codul penal chiar, codul civil, articolul 60, care reglementează dreptul persoanei de a dispune de sine însăși, adică să decide ce dorește să facă cu propriul corp, cu respectarea anumitor limite, și anume ordinea publică, bunele moravuri și drepturile altora. Ei bine, altfel spus, ajungem astăzi să discutăm despre patologizarea fertilității. Înțeleg că fertilitatea este apreciată ca fiind o problemă de sănătate publică, de vreme ce avortul ar trebui să fie, așa cum au spus doamnele care se află în platou alături de dumneavoastră, să fie decontat din bani publici. Și eu cred că ar trebui să lămurim această chestiune. Ține avortul de sănătatea publică, de sănătatea reproductivă, adică e o problemă de sănătate, e o boală sau nu? Asta este o primă chestiune. Dacă lămurim acest lucru că nu ține de sănătate decât în cazul avortului terapeutic, când este pus în pericol sau este justificată intervenția aceasta... Aici ne-a explicat și doamna doctor Pleș mai devreme că prin definiție, da, atunci când e vorba de o problemă medicală, medicii intervin, nu, doamna Pleș? Exact. Deci doar atunci când e vorba de avort la cerere există această problemă și aici apar mai multe chestiuni. Clauza de conștiință pe care și doamna avocat a menționat-o, preliște religioase, regulamente interne care pot să pună piedici, teama de complicații legale, teama de complicații în ceea ce privește relația cu asiguratorul. Da, dar până la urmă, sau motive financiare. Scuză-mă că te întrerup. E o problemă de sănătate publică atâta timp cât o femeie ajunge să discute cu un medic și din diverse motive
este refuzat această solicitare de ajutor sau chiar și prin faptul că nu găsește unde să facă această procedură. Și atunci o întreb pe doamna avocat, din punctul dumneavoastră de vedere, aceste lipsuri nu duc la o problemă de sănătate publică? Înainte de a răspunde, doamna avocat, aș vrea să-i mulțumesc foarte mult doamnei doctor Liana Pleș pentru că a fost alături de noi. Mulțumim foarte mult! Nu cred că această chestiune de avort la cerere, cu excepția avortului terapeutic, intră în zona sănătății publice. Dar vreau să revin la această ciocnire între dreptul femeii de a dispune de propriul corp, de sine însăși, care stă la baza până la urmă, chiar și la baza dreptului de a cere întreruperea de sarcină, și obiecțiunea de conștiință. Exact despre asta vreau să discutăm, doamna avocat, și despre chestiunea de conștiință, dar vreau să rămâneți alături de noi cu toții, pentru că aș vrea să introduc un material și să ne amintim de unde au început toate dramele și să ne amintim de acea perioadă despre care toată lumea vorbește. Acum, astăzi, putem vorbi deschis, atunci nu prea se discuta decât pe la colț de stradă, vorbind despre generația de crețeilor, da? Să nu uităm, niciodată ne dorim noi, să nu uităm că în anul 1966 Nicolae Ceaușescu a venit cu acel decret, a interzis avortul, ca urmare aproape 10.000 de femei au murit din cauza întreruperilor de sarcină autoprovocate. Asta în datele oficiale, dar ulterior s-au făcut numărători și numărul s-a dublat. În 26 decembrie 1989, odată cu democratizarea României, femeile au redobândit libertatea asupra propriului corp și pentru reîmprospătarea memoriei, redăm un scurt fragment din emisiunea Adevărul despre trecut, mai exact episodul Copiii Patriei, realizat de colega noastră Raluca Rogojină, și continuăm discuția de aici. Cetățeanul României cu numărul 20 de milioane era rezultatul unui ordin impus de stat. Decretul antiavort, adoptat la 1 octombrie 1966. Totul a început cu o întrunire obișnuită a Comitetului Executiv al CC al PCR. Ședința din 2 august 1966 avea pe ordinea de zi o temă aparent benignă, discutarea unui studiu privind situația natalității și a propunerilor pentru redresare. Cu toată campania propagandistică pe tema copiilor patriei, promulgarea decretului antiavort a căzut ca un trăsnet asupra populației. Nimeni nu bănuia că va ajunge ziua când îi se va cere să-și facă planul și la copii. Decretul adoptat la 1 octombrie 1966 impunea fiecarei familii un plan de minim 4 copii. O femeie putea solicita întreruperea sarcinii doar dacă îndeplinea anumite condiții stabilite prin lege. Aveau acces la întreruperea sarcinii în mod legal cele care aveau peste 4 copii născuți în întreținere, peste 45 de ani. Aveau și o boală care nu permitea. De regulă, cine se mai descurca făcea rost de un certificat medico-legal care le stabilea o anumită maladie care făcea imposibilă nașterea, și atunci reușea să facă un avort la medic legal și fără alte consecințe. Sancțiunile pentru întreruperile ilegale de sarcină o vizau atât pe femeia gravidă, cât și pe cei care au ajutat-o. Eu cred că era 1 la 3 ani pentru femeia care accepta să îi se întrerupă, și după pentru erau pedepse mai severe pentru cei care făceau asemenea manopere, duceau până la 5 ani, se mai au degau și anumite sporuri. Și acum depinde dacă era urma de moarte a victimei, dacă rămâneau cu vătămare, cu extirparea uterului sau alte situații de genul, și atunci, în funcție de fiecare situație, pedepsa era alta. Deși pilula contraceptivă intrase în consumul public chiar și în țările socialiste, în România se sancționa dur comercializarea oricăror mijloace contraceptive. Existau și atunci pilule, tot felul de componente contraceptive, dar în România era o situație aparte. Spre exemplu, la bulgar puteai să te duci și spuneai un sterilet, puteai să-ți iei un contraceptiv hormonal, dar la noi aveai voie să-l pui, dar n-aveai voie să-l bagi în țară. Și atunci, practic, nu se putea face absolut nimic. A durat puțin însă jubilația lui Ceaușescu pentru creșterea demografică. În 1973, rata natalității a coborât la nivelul celei de dinainte a decretului antiavort. Adaptarea la interdicții și pedepse a însemnat însă o tragedie națională.
Metodele folosite de femei pentru a scăpa de o sarcină nedorită te înfioară. Cel mai folosit și mai la îndemână procedeu a fost sonda. Unele femei mor în primele ore prin șoc toxicoseptic și insuficiență renală acută. Și cu toată evoluția medicinii din secolul 20, pe multe dintre ele nu le putem scăpa de la moarte. Femeile se fereau să ajungă la spital. Medicilor le era interzis să intervină dacă ar fi constatat semne de manevre abortive. Mai întâi era înștiințată procuratura și abia apoi, dacă mai era cazul, salvată și viața pacientei. Existau și medici care făceau pe ascuns chiuretaje, de regulă fără anestezice, deoarece acestea se aflau sub strict control în spitale. Trebuia să ai însă relații mari ca să intri în legătură cu un specialist dispus la riscul închisorii. Femeile erau supuse unor controle ginecologice periodice în scopul diagnosticării eventualelor sarcini. Gravidele erau de îndată luate în evidență, astfel încât să nu mai poată recurge la manevre abortive. Partidul și-a asumat astfel controlul asupra celui mai intime laturi a personalității umane, sexualitatea. Controlele ginecologice obligatorii și supravegherile la care erau supuse femeile creau senzația de a fi pierdut până și dreptul asupra propriului tău corp. Ne-am întors, iată, la punctul critic alături de invitatele noastre. Vorbeam la începutul acestei emisiuni despre femeile invizibile. Invizibile au fost înainte de 1989, poate invizibile sunt în continuare și acum. Te întreb, Andrada Cilibiu, acest lucru pentru că voi sunteți cele care de multe ori intrați în contact cu femeile care au nevoie de ajutor și nu știu încotro să meargă, la cine să sune, unde să spună că au nevoie acum de ajutor. Cât de des primiți astfel de solicitări la filia? Săptămânal. Avem cazuri în care ne scriu de la adolescente, femei care au acasă, câte 4-5 copii, femei din București, dar și din afara orașului, care au nevoie de o întrerupere de sarcină. De obicei, aceste femei deja au sunat la spitalele din județul lor sau din orașul lor, la clinicile private din jurul lor și deja au primit foarte multe răspunsuri negative. Și vin către noi ca ultimă soluție. Vin către noi și femei care au depășit limita de 14 săptămâni de sarcină, pentru care avem soluții, pentru că lucrăm cu organizații internaționale și ele se pot duce în alte țări să facă întreruperi de sarcină până la 20 de săptămâni, 22 de săptămâni, pentru că legislația din altă țară le permite acest lucru. Și avem inclusiv situații în care supraviețuitoarele ale violului sau agresiunii sexuale vin către noi și ne întreabă unde ar putea să facă o întrerupere de sarcină. Pentru că nici măcar în instanța asta întreruperea de sarcină nu este decontată. O femeie care a trecut printr-un viol se confruntă cu o sarcină nedorită, din păcate, se va lovi de o grămadă de refuzuri și când ajunge să găsească un medic care să facă întreruperea de sarcină, șansele ca experiența aceea să fie traumatică, din păcate, sunt în continuare ridicate. Am avut un caz în care medicul nu a folosit anestezie, pacienta beneficiară ne-a sunat a doua zi și ne-a spus: am simțit întreruperea de sarcină de la început până la final. Am strigat, i-am spus că mă doare, mi-a zis să mă relaxez. Și ne-a spus să nu mai trimitem pe nimeni niciodată la acel medic, pentru că, din păcate, a fost o traumă foarte mare. Putem generaliza situația asta? Pentru supraviețuitoarele violului și agresiunii sexuale, din păcate, și pentru alte femei cu identități vulnerabile, obstacolele sunt foarte mari, mai ales bariera financiară. Și, într-adevăr, putem generaliza această situație și inclusiv din munca noastră comunitară la Firul Ierbii, că mergem în sate, ne întâlnim direct cu femeile și auzim și poveștile lor. Și ele se confruntă cu toate aceste obstacole. Și, evident, datele pe care le-am cules și noi și Asociația Mașilor Independente vin să sprijine experiența noastră de teren și experiența în lucru direct cu beneficiarele. Luăm o scurtă pauză de publicitate și revenim, doamnelor și domnilor, să continuăm discuția de unde am rămas. Eu, mie încă îmi stă pe creier întrebarea aia de mai devreme, de ce nu e asta o problemă de sănătate publică? Poate lămurim cu doamna avocat. Stați cu noi! Punctul critic, discuția din această seară despre dreptul la avort, ce facem, ne întoarcem în timp sau nu.
Aparent, realitatea ne arată că ne întoarcem în timp, într-o perioadă foarte tristă pentru foarte multe dintre femeile care au prins acea perioadă dinainte de 1989. Ilinca, te întrebai mai devreme și doreai să întrebi invitații noștri referitor la ce poate face o femeie care e prinsă într-o astfel de situație, situația în care e refuzată, situația în care suferă un avort fără anestezie. Și aici să ne întoarcem la doamna avocat care este alături de noi, doamna Lavinia Tec. V-aș întreba, pentru că avem și drepturi ale pacienților în România, ce poate face o femeie în momentul în care este refuzată de un cadru medical, dacă nu este trimisă către un alt medic sau către un alt spital sau clinică, și, din păcate, ce poate face atunci când, iată cum au spus invitatele noastre, are parte de o procedură fără anestezie? Femeia care dorește întreruperea de sarcină, în cazul în care se confruntă cu un medic care a refuzat acordarea acestui serviciu, da, se poate plânge sau ar putea să facă o plângere împotriva medicului care nu și-a respectat obligația din codul deontologic. Deci asta ar putea să fie o soluție. Dar aș fi avut, dacă îmi permiteți, legat de acea metodologie pe care ați folosit-o, avem, pentru a vorbi și de o altă soluție, avem acolo rezultate privind mediul din care provin femeile care apelează la întrerupere de sarcină și nu-și permit un avort la o clinică privată. În cercetarea noastră? Da. Noi care este mediul din punct de vedere din punct de vedere social, din punctul de vedere al mediului din care provin ele? Păi vă pot spune din cererea pe care le avem la helpline. Andrada, și faptul că o mare parte sunt fete tinere din mediul rural care nu își permit să facă aceste proceduri în clinici private, având în vedere mai ales faptul că prețurile ajung și până la 6.000 de lei. Vreau să menționez eu un pic că în ultima perioadă am lucrat cu 10.000 de cazuri în ultimii 2 ani, exact privind sănătatea reproducerii. Noi în cercetarea asta nu am întrebat femeile sau spitalele, mai ales că datele astea nu sunt colectate dezagregat din nefericire de institutele de statistică medicală și generală din România, deci nici de către spitale nu sunt livrate așa, dar noi putem să spunem că sunt femei din toate mediile care ne cer informații. Noi avem un helpline dedicat care lucrează 12 ore pe zi și principala solicitare este exact cea de acces la avort pentru femei din mediul dumneavoastră, din mediul meu, prietenele noastre, surorile noastre, fiicele noastre, care se confruntă cu direcționare greșită, direcționare către clinici de criză de sarcină, unde chiar din Timișoara noi am avut o problemă extrem de dificilă a direcționării dintr-un cabinet privat către un centru de criză de sarcină, care au pus tot felul de informații false în vederea femeii care dorea să întrerupă sarcina, pentru că medicul, ca și autoritate de încredere și de sprijin privind problema pe care acea femeie o avea, a direcționat greșit, deci iarăși ceva care nu este conform referirii sigure și accesului garantat pe care la fel îl avem în legea 46/2003, drepturile pacientului la sănătatea reproducerii. Și avem femei care ne spun, deși am plătit, deși îmi permit, deși am aceste privilegii de mediu urban, de educație de un nivel superior, de a avea un abonament plătit la o clinică privată, totuși acolo primesc informații false. De exemplu, sarcina se oprește până la 12 săptămâni în România. Să primește asta ca informație din partea cabinetului medical autorizat și a medicului obstetrician este o informație falsă. Sau trebuie să mergi la acest centru că vei discuta mai multe cu ei. Și știm parteneriatele care au loc între centre de criză de sarcină care n-au nicio bază științifică, nicio bază care să respecte drepturile omului. Sau nu te pot ajuta pentru că în acest spital nu oferim avort medicamentos, nu oferim nimic și n-am unde să te trimit. Sunt femei cu privilegii puternice care nu găsesc acces. Ele sunt într-adevăr cam 20% dintre cele cu care noi lucrăm. Celelalte 80%, cum spunea și Andrada, sunt femei care suferă agresiuni, sunt femei din abuzuri, din centre pentru persoane abuzate, sunt minore, pentru că tot în această cercetare noi am constatat că
Marea majoritate a clinicilor și spitalelor refuză segmentul 16-18 ani, 18 ani, care este trecut în lege ca drept autonom de a alege singură privind sănătatea reproducerii. Persoana peste 16 ani are o exceptare de la legea sănătății, unde minorul trebuie să aibă acordul tutorului pentru servicii de sănătate neurgente, nesalvatoare de viață, unde se încadrează și întreruperea de sarcină, dar pe segmentul de sănătate a reproducerii, minorele, persoanele care au nevoie, pot alege începând cu 16 ani. Peste 95% dintre clinici nu știu acest lucru sau nu vor să-l cunoască. Iarăși nu știm realitatea concretă, știm doar ce am primit ca răspuns. Persoanele cu dizabilități, persoane cu dizabilități psihice, care nu se încadrează, de ce? Pentru că nu avem o reglementare foarte clară la acele probleme medicale de care vorbeam, dar ele totuși sunt o problemă medicală. Dacă am văzut un consens până în acest moment, atât din partea doamnei doctor Pleșa, doamnei avocat și a voastră, este clar că cuvântul cheie până în acest moment a fost decontare. Și avem clar nevoie de decontare. Este un drept pe care femeile din România îl au, au dreptul la avort, dar cum ajungem la situația în care se și întâmplă acest lucru, nu doar pe hârtie, nu doar în codul penal, în dreptul pacientului, în codul deontologic al medicului. Accesul femeilor la întreruperea de sarcină ar fi facilitat prin această extindere a termenului. Înțeleg că în România, deși este prevăzut termenul de 14 săptămâni, în clinici informația este incorrectă și aici din nou este o problemă de deontologie profesională, de încălcare a drepturilor pacienților, pentru că medicul trebuie să-l informeze în mod corect și complet pe pacient. Da? Deci ar putea fi permis accesul la întreruperea de sarcină peste termenul de 14 săptămâni. Dar vreau să vă spun că va trebui să plec, din păcate, de lângă dumneavoastră, să vă spun două chestiuni. Unu, este o problemă legată de vârsta minorilor. Vă citez acum din lege. Minorul își poate exprima consimțământul în absența părinților, în litera B, spun așa, situații medicale legate de diagnosticul și sau tratamentul problemelor sexuale și reproductive. Ori avortul nu cred că intră nici la diagnostic, nici la tratamentul problemelor sexuale și reproductive. 2. Decontarea publică. S-ar putea lovi de opoziția cetățenilor care vor spune în felul următor: dom'le, eu îmi plătesc taxele și impozitele, dar eu nu vreau ca o parte din sumele mele, vă rog să nu zâmbiți, acum dumneavoastră ați susținut, veniți din niște ONG-uri și ele probabil sunt finanțate din afară, la fel cum sunt finanțate ONG-urile religioase. Așa că îmi permit, dacă îmi dați voie, să fac această mențiune, să o aduc în discuția dumneavoastră, că va fi o dezbatere publică, dacă va fi un program noi național. Noi zâmbim că am mai auzit aceste argumente, ne sunt familiare. Vă spune cetățenii așa: dom'le, eu am convingerile mele religioase, eu n-aș vrea să susțin întreruperea de sarcina unor, în cazul unor femei. Doamnă, dar acea asigurare nu cred că putem să alegem fiecare pentru ce o plătim și pentru ce nu. Sau nu doresc să susține nici problemele de asta, să suntem asigurați la sistemul de sănătate publică. Păi sistemul de sănătate publică, tocmai banii aia trebuie să se ducă la sănătatea publică. Noi știm cum stau lucrurile în România, din păcate. Știm cum este accesul la servicii publice în unele spitale publice. Asta este o problemă care ar putea să fie discutată. Da, dar pe de altă parte, eu mi-aș dori, dacă s-ar putea, ca banii aia să fie folosiți pentru evoluția societății în care trăim, pentru evoluția României și nu neapărat pentru întoarcerea noastră în niște vremuri sumbre. Și pe de altă parte, cred că statul acesta despre care noi discutăm, către care noi plătim în fiecare lună niște contribuții, ar trebui să se gândească și la faptul că umplerea caselor de tip familiar, mă rog, de îngrijire a copiilor abandonați costă. Da? Pentru că de foarte multe ori sărăcia este cea care împinge o femeie să nu-și mai dorească și al 16-lea copil. Nu o să rezolvăm nici noi, nici doamna avocat problema, vă dați seama. Dar cu siguranță oamenii extraordinari din ONG-urile pe care le-am menționat, fie ele că sunt de tip religios sau nu, fac o treabă extraordinară și ajută acolo unde statul nu reușește să întindă mâna. Mulțumesc foarte, foarte mult pentru prezența în emisiune. Noi vom susține întotdeauna toate drepturile femeilor și toate drepturile cetățenilor români, pentru că atunci când faci o discriminare legată de acces la servicii medicale, n-ai cum să treci peste subiectul ăsta închizând ochii.
Nu a fost o emisiune în care am militat pentru avort. A fost o emisiune în care am militat pentru normalitate și pentru libertate. Mulțumesc, Ilinca. Mulțumesc și eu, mulțumesc, Bogdan. Mulțumesc, telespectatori. Și dumneavoastră că ați fost alături de noi astăzi. Ne revedem la următoarea ediție a emisiunii Punctul Critic. Până atunci rămâneți pe conturile social media ale TVR1, unde aflați mai multe detalii despre temele pe care le vom aborda. Și nu uitați, dacă rămâneți pe TVR1, vine telejurnalul cu cele mai importante știri ale zilei. La revedere!